Că este interesant că poți vorbi acum cu detașare. Exact, adică, da, dar știi ce mă deranjează? De ziua că eu vorbesc... cu tine o oră în mașină când nu puteai vorbi iar cu detașare. Iar îmi aduce aminte de ziua păi, aia, de acum 7 ani, 10 ani, 20 de ani. O să-mi aduce aminte și peste 30 de ani. Mai ții minte în ziua aia când tu plângeai în mașină și ai venit și m-ai întrebat, oare capat, o să mă mai îndrăgostesc odată? Pentru el a fost traumatizant, că el nu prea stă în mașină, el merge foarte tare. Și acum o să-mi aduce aminte de ziua aia. Eu imaginea aia în antiteză cu cea de acum. Vezi că acum ești foarte relaxată și asta și spuneam. Că da. Timpul vinde. Ideea e că mie îmi place să vorbesc relaxat și despre prezent și despre trecut și așa. Dar mă deranjează titlurile care se pun în ziare. Adică eu vorbesc în interviuri ca alte femei să învețe sau să se regăsească și așa mai departe și apoi mă trezesc cu tot felul de titluri în ziare. Andreea Bălan în luptă cu depresia și eu poate vorbeam de trecut de acum 10 ani. Da. Andreea Bălan are o boală, nu știu că... Și la un moment dat mă plictisesc și obosesc să mai vorbesc de lucrurile astea pentru că mă deranjează. De 10 ani, da. Cum? Din acest motiv nu mai dau interviuri de 10 ani. Păi ia să nu mai spun și eu toate lucrurile astea ca să nu mai aibă acest ziarist să pună tot felul de titluri. Dar nu începe din seara. Nu? Nu, dar n-are rost pentru că oricum suntem supraexpuși. Adică pot lua din ce spun aici în emisiune și să mă facă... Și uite, referitor la asta, în vlogul respectiv aveam o discuție mega lejeră cu dansatoarele mele într-o mașină, într-un spre un concert. Și povesteam cu despre prietenul fiecare, care e lista, cum își dorește fiecare. Și povesteam și eu, ha, l-am prins și nu știu, nu știu cum. Și apoi au apărut tot felul de titluri în care au lovit în el și eu nu-mi doream lucrul ăsta. Adică chiar nu-mi doresc, știi, să mai lovesc în nimeni. Adică fiecare e fericit. Vorbești chiar de cheu, nu? Da, adică nu-mi doream, știi, și nu mai îmi doresc să se amintească nici de el, nici de altcineva, știi? E deja toată lumea este happy acolo unde este, da. Și m-am simțit ciudat când am văzut toate acele titluri și mi-am dat seama mai bine, tac! Mai bine nu mai spun nimic, adică nu mai are sens să... Deși în același timp vreau să fac vlog, vreau să vorbesc niște lucruri interesante și nu poți să vorbești lucrurile interesante așa din cărți. Trebuie să spui și să exemplifici și ce ai trăit, dar cu umor, cu glume, știi, cu fun. Atunci când îți permiți. Și că după 4 ani și după atâția ani, normal că îți permiți, deja ești relaxat, vorbești relaxată despre treaba asta, dar mai faci și glume. Nu poți fi, adică nu cred că există vlogul în care urmăritorii sunt 100% de acord cu cel pe care îl urmăresc. Este o goană adică nebună acum după vizualizări, după există o dezbatere, la articole și așa mai departe. Fie, unii să nu fie de acord cu tine, să vină. Important este să rămână discuțiile într-un spațiu civilizat, că dacă asta clar. Luați da. Cu morții și cu alte. Nu, dar nu știu de ce a ajuns acolo. Eu vorbeam de titlurile astea care se pun în toate ziarele, știi? Dar nu trebuie să ții tu cont. Tu trebuie să pe tine trebuie să te intereseze părerile celor cu care discuți personal, dacă te-ai apucat să discuți personal cu ei. Exact. Aștept mesajele lor pe YouTube și e altceva. Ce apare extras sau, mă rog, colateral la discuțiile astea de pe vlog, nu mai este sub controlul tău și nu trebuie să te intereseze. Dar recunosc că n-am văzut acea postare. Își cereau fetele sfaturi cum să treacă peste momentele astea? Nu. Și ele sunt cam rușinoase așa, în vloguri trebuie să scot de la ele lucrurile. Nu fetele tale, fetele care te urmăreau, doamnele care urmăreau vlogul tău. De-a lungul anilor, da, mi-au scris doamne, fete care s-au regăsit poate în experiențele mele și nu neapărat de despărțire, pur și simplu și cu copilăria așa mai departe. Și pe cât posibil, da, încerc să le răspund la mesaje. Și pe Facebook, și pe Instagram, și pe YouTube, mai nou. Și cred că trebuie să fiu, mai ales acum trăim în era social media și trebuie să răspund la toate mesajele și să comunic cu ei. Am și community pe butonul de comunitate pe YouTube și acolo postez, aștept mesajele lor. O să fac și Q&A-uri pe YouTube. Deci tu simți că e important să fii în priză directă? Foarte important. Și cred că zilnic trebuie să ofer conținut și să ofer un conținut de calitate. Nu numai munca ta de pe scenă. Nu numai, da, păi de aceea m-am și apucat de vlog, pentru că ani și ani de zile am considerat că muzica este suficientă și dintr-o dată totul a evoluat atât de repede încât niște oameni care nu prea fac mare lucru, doar se îmbracă bine și au niște țoale mișto, au niște conturi, au niște influenceri, sunt influenceri și așa mai departe. Și mi-am dat seama că pot și eu să fac lucrul ăsta pe lângă muzică și pot să arăt o latură pe care oamenii nu o știau. Fiind tot timpul perfectă la emisiuni și în fața camerei, pot să arăt okay și acea latură da, umană. Dar ca să ajung aici, a trebuit să fiu eu împăcată cu mine și a trebuit să trec eu printr-un proces personal de dezvoltare, ca apoi să pot să arăt fața asta mea oamenilor. Asta sunt convins, că trebuia să depășești tu bariera propriilor tale temeri și frici. Da, exact. Da.